Sunt curios, domnul Rotaru. Șumi, cum ți se pare Craiova după primele două etape? Din punctul meu de vedere arată cel mai bine. Au o bancă foarte bună, banca a făcut diferența, lotul este foarte bine structurat și aici bravo lui Mihai. Gâlcă, care... meritul antrenorului, în primul rând. Păi, lasă-mă să termin, Mihai, că asta vreau să spun acum. Este meritul tău, este meritul tău, în primul rând, fiindcă investești. Este meritul antrenorului că probabil împreună ați făcut acest lot și l-ați clădit. Din punctul meu de vedere arată cel mai bine în momentul de față, cu toate că au avut probleme la fază fixă, au luat gol, n-au voie să ia golul ăla din fază fixă. Au un portar, chiar dacă Silviu Lung, eu am avut o relație extraordinară cu el, dar au un portar, Popescu, și care arată foarte bine și care i-a salvat și anul trecut, adică a adus multe puncte și chiar acum face, eu știu de care este secretul, și secretul este Tudor, care este antrenor de portar și am lucrat cu el la CFR și știu că este unul dintre cei mai buni. Eu cred că dacă Universitatea Craiova își va aduce un fundaș central, lider, de top, un fundaș central, eu cred că la lotul pe care l-au, anul ăsta chiar se pot bate cu șanse reale de a câștiga campionatul în momentul de față cum arată. Asta este părerea mea. Mi-am uitat și ieri când a intrat Georgianu, care a jucat la numele Amzor, jucător de o calitate deosebită. Favoritul Rotaru. Lumea nu spunea anul trecut, iar l-a băgat Rotaru titular. Jucător de o calitate deosebită. Mai țineți minte domnul Rotaru? Nu, era domnul Sorin Cârțu. Dar multă lume. Iar l-a băgat Panzor. Te rog, Șumi, scuze. Lovește mingea foarte bine de la distanță, are viziune, are vână în picioare, jucător tipic de mijlocul terenului. Uite, exact ce îi lipsește, că am zis că nu mai vorbesc de rapid, am pus mapțe. Exact ce îi lipsește, exact ce... asta e TikTok, asta e de TikTok. Exact ce îi lipsește Rapidului în momentul de față. Deci Craiova, în momentul de față, și apropo de regula asta, Under 21, în care domnul Rotaru are argumentele dânsului, fiecare are părerea lui. Eu în momentul de față cred că Bayram este unul dintre cei mai buni Under 21. Această regulă l-a ajutat să ajungă. Nu, Sumi, dăm voie. Dar primul, păi, vreau să spun răspunsul la ceea ce ai spus. Da. Nu poate să fie decât inșala. Dacă vii din țările arabe. Inșala, când lucram eu cu Mitrița anul trecut, da. Nu, haideți să zic ceva. Bayram, anul trecut, juca titular în condițiile în care mai erau alți 4 under titulari. Da? Era Creciu, era Ișvan, Câmpanu, Marcovici. Deci pe el nu poți să... Păi da, dar nu poți să ai în fiecare an, Mihai, 4 titulare Under 21. Nu, dar n-ai înțeles. Nu poate să fie un produs a regulii Under 21, pentru că regula Under 21 era ultra-acoperită, era supra-acoperită. Da? Dacă el era, el fiindcă unul anul trecut, puteai să spui, da, domne, e produsul regulii Under 21. Dar el nu, el a venit, deja regula era satisfăcută, din contră, el juca unde? Peste Ivan, juca peste Câmpanu, l-au trecut pe Ivan Vârf ca să-l facă pe Bayram stânga. Sau la, deci el a jucat pe meritul lui, nu pe regula Under 21. Este o greșeală, ca și cum spune că Bancu, care la 20 de ani juca titular la Universitatea Craiova, sau Vătăjelu, care tot la fel juca titular la Universitatea Craiova, au fost produsul regulii Under 21. Sau Ivan, care la 16 ani dădea gol pe CSB-ului, când nu era regula, să spui că a fost produsul regulii Under 21. Nu, așa okay. Cum ei n-au fost, nici Bayram. Poți să spui că Danciu este un produs a regulii Under 21 la Craiova. Și Bană, în momentul de față, cum? Nu, Bană e proiectul nostru de foarte mult timp. Nu este un proiect venit peste noapte. Sau Gașpar, l-am cumpărat anul trecut. A făcut trecerea jucând la echipa a doua, a făcut trecerea la seniori. Da, Mihai, dar lasă-mă să spun și o întrebare, te rog frumos. Scuză-mă că te întrerup. Dacă Bană, în momentul de față, nu făcea acest obiect al Under 21, aveai cu cine să joci în locul lui Bană, în momentul de față, fără Under 21? Bineînțeles, măi, că ok, și atunci, tu l-a ajuns pe Bană până regula asta Under 21? Nu, eu vreau să spun că Bană, indiferent de situație, dar cu mai multă grijă, ar fi jucat. Noi îl avem pe Bană pregătit de 2 ani de zile. El a avut o fractură de claviculă și care l-a tras în jos timp de aproape un an de zile și acolo a pierdut, să spunem, după ce a luat startul, a pierdut un an de zile. Dar el este produsul nostru. Acum vine din spate Chifa, vine Stana, vine Petrescu. Păi da, dar tu l-ai ajuns pe Bană cu această regulă în momentul de față, fiindcă eu sunt ferm convins că începeai cu Paradela, începeai, aveai o grămadă de soluții.
Dar noi ce făceam? Începeam cu Paradela, da. Bana intra pentru că oricum ar fi fost în lot, pentru că era produsul nostru și proiectul nostru. Bana ar fi fost, ar fi jucat 10-15-20 de minute, 10-15-20 de minute, după care ar fi fost încercat un meci titular, vedem cum rezista sub presiune și după care intra în bătaie cu Paradela, adică noi n-avem aici, din contră. Păi da, dar pierzi timp. Și timp, nu pierzi, îl dezvolți natural, normal. Nu poți să arunci un copil direct în gura lupului. Îl iei, îl aranjezi. Deci despre asta spun. Da, pe semne că ieri ar fi jucat cu Mora dreapta. Exact, da? Păi vezi? Sunt de acord, păi ce să văd. Dar dacă tu îl forțezi pe Bană și Bană după 4 meciuri poate să cadă psihic o perioadă, cum îl ajuți? Nu, când probabil că Bană mental stă foarte bine. Gândește-te și la lucrul ăsta, vorbind de mental coach. În momentul de față, Bană gândește că are o șansă care este extraordinară și care probabil nu îi se va da în orice moment și atunci se autodepășește. De ce nu privești așa? Ca să depășim momentul, hai să trecem peste asta, pentru că ți-am adus niște argumente, okay, în care el trebuie să crească natural și putem să facem o emisiune separată doar pe regula Under 21 și pe cazuistică. Da, da, corect, corect, ca să zic așa. Dar, repet, Shumi spune că echipa arată bine, asta e cel mai important, și a mai sesizat ceva, o încredere mai mare a echipei în momentul în care a intrat Bancu. Bancu este... Adică mi s-a părut că echipa și-a văzut liderul în teren și a căpătat și mai multă încredere, a jucat echipa și mai bine când de când a intrat Bancu. Chiar dacă a fost masacrat timp de 10 ani de zile. Cum? Chiar dacă a fost masacrat mediatic timp de 10 ani de zile Bancu, da, din punctul meu de vedere, în ultimii 10 ani, este cel mai valoros jucător din România, pe o perioadă de 10 ani, atenție. Pentru că sigur că a fost Coman pe o perioadă, a fost Tănase pe o perioadă, a fost Mihailă, a fost Ivan. Dar 10 ani, dacă ieși și faci Constanța, Bancu, și găsești niște indicatori cu care să măsori această constanță și realizările timp de 10 ani, cu siguranță Bancu va fi declarat cel mai valoros jucător din ultimii 10 ani, care a activat în campionatul României. Și atunci, sigur că acum are și experiența meciurilor internaționale, cele din cupele europene cu Craiova, cele de la echipa națională, turneu final, sigur că are altă calitate și el este un fundaj modern. Chiar cineva îl critica că a jucat împotriva unui jucător când era la Naționala României, împotriva Serbiei, și tipau toți că domnul a câștigat doar 20% din dueluri. Dar cine era acel jucător? Era Dusan Tadic, care peste două săptămâni i-a bătut pe Real Madrid la ei acasă cu 4-1 la Ajax Amsterdam, iar Reguilón, fundașul stâng al echipei Real Madrid, a câștigat 12 dueluri împotriva lui Dusan Tadic. Eu cred că noi, presa, formatorii de opinie, eu cred că am fost nedreți cu Bancu în cei 10 ani, de când el joacă la un nivel. E în regulă. Mulțumesc mult, domnul Rotaru, pentru toate declarațiile și succes cu echipa mai departe. O zi bună, inshallah. La revedere. Inshallah. Inshallah. S-apropie, da, s-apropie să-l dea pe Mitiță pe la arab, de tot o ține cu inshallah. Da. Da.